Reluăm acum primul acestei etapizări, pornind de la corpul fizic și înțelegem faptul că prin postură, prin această nemișcare asumată, putem facilita o anumită nemișcare a minții, o anumită liniștire a minții. Și aici putem obiectiva legătura între corp și activitatea mentală. Mergem mai departe și prin orizontul interior pe care îmi deschide execuția postului și manifestării efectelor ei pe mai multe planuri, fizic, energetic, psihic, mental, chiar spiritual, începe să apară acea acuitate în planul percepției. De cele mai multe ori, această mișcare a energiei interne poate să atragă din nou mintea care vrea să ia contact cu ceea ce se produce în universul interior. Din cauza aceasta se subînțeleg și sunt asumate procedele de ritmare a sufletului respirator, procedele de observare detașată a desfășurării procesului respirator. Procedele care vin ca prin ritm și profunzime să producă o schimbare în planul calității energiilor pranice, care sunt dinamizate prin intermediul procedelor posturale. Mergând mai departe în acest proces de desfășurare a energiei interne, în care pranayama duce la o extensie, la o prelungire, la o capacitate de a controla diferitele forme de manifestare pranică în ființa noastră, ajungem în cea de-a doua diviziune a procedelor yogine, și anume Antaranga Yoga, yoga interioară. Și aici, prima etapă despre care deja am vorbit este pratyahara. Așadar, această interiorizare, această reîntoarcere a simțurilor către interior, acest control al energiilor tadice, rezidente în însăși obiectele simțurilor, această purificare a simțurilor și toată gradată translație de la obiect spre subiect vor facilita minții o anume calitate, și anume aceea de a rămâne mai mult timp în interior. Ceea ce este un lucru foarte important. Este o realizare foarte importantă. Aș vrea să rețineți acum un lucru, că exact precum mintea cunoaște mișcarea sa centripetă în urma, sigur, atracției exercitate de lumea fenomenală, începe cu ocazia pătrunderii în cea de-a doua diviziune a yogăi, în yoga interioară, să se structureze acea forță gravitațională, acea forță de atracție spre înăuntru, spre acest nucleu, spre acest subiect, spre acest văzător, spre acest cunoscător. Da. Și acum începe să opereze un mecanism foarte interesant. Este similar procesului de fascinație. Fascinația produsă de lumea exterioară și o fascinație produsă de lumea interioară. În momentul în care, în valoare absolută, cei doi vectori se apropie, vectorul forței de atracție centripetă spre lumea exterioară, vectorul forței care are direcția spre interior, continuă să existe o anumită basculare. Da? Exterior, interior. Exterior, interior. Totuși, pratyahara ajută în această etapă foarte mult la o creștere a capacității de fascinație sau de atracție în acest nucleu al dimensiunii interioare, al conștiinței de sine. În această cauză vă spuneam că pratyahara este o etapă foarte importantă. Pentru că deja începem să rămânem mai mult în interior, nu printr-o mobilizare a voinței, nu printr-un efort de tip trebuie sau este necesar, ci pentru ceea ce descoperim în interior, datorită acestei purificări a viziunii, datorită acestei relaxări interioare, datorită acestei bucurii de a te menține într-o stare în care totul îți poate aminti de tine însuți, de Dumnezeu, de lumină, de fericire, de pura fericire de a exista într-un mod necondiționat. Și acum, odată ce ajungem în acest punct, ne dăm seama că mai trebuie să existe ceva. Să micșorăm și mai mult această libertate a minții. Pentru că însăși natura minții este aceea legată de mișcare. Natura minții este aceea de a se mișca. Și acum, sigur, demersul spiritual în general poate să aibă mult de a face cu tendința de a bloca, de a anihila, de a neutraliza, nu? Mișcarea minții. Mai ales acea mișcare a minții care duce către exteriorizare. Ne-am dat seama că pratyahara vine să schimbe, da? Poziția de centrare și să asigure minții o focalizare spre interior. Dar se poate face și mai mult. Prin concentrare, prin dharana, și a de-a șasea etapă în sistemul cu 8 ramuri al lui Patanjali, sau cea de-a doua în diviziunea superioară a yogării, în Antaranga Yoga, deci după pratyahara, dharana vine să fixeze. Vine să asigure minții o direcționare unilaterală. Și astfel să mișoreze, aș putea spune, mișcarea aceasta a minții. Mai mult decât atât, așa cum ne dăm seama, într-un fel, concentrarea este o însușire a atenției noastre, care persistă voluntar și selectiv asupra unui singur obiect, fenomen, proces sau realități pe care urmărim să îl cunoaștem într-o primă etapă din ipostaza acestei dualități. Eu, subiectul, și obiectul pe care vreau să-l cunosc. Ce ar putea asigura această cunoaștere decât o bună concentrare a atenției, o bună focalizare a atenției menținută voluntar o anumită perioadă de timp. În așa fel încât, practic, să aibă loc o preluare, o asimilare, o osmoză, aș putea spune, între subiect și obiect. Dacă această descriere devine este destul de clară relativ la un obiect exterior, aș vrea să înțelegeți acum procesul dintr-o altă perspectivă. Atunci când obiectul este sinele, care sine este totuși un concept, dar care sine reprezintă deodată și o realitate esențială a ființei, ne vom apropia din această condiție a unei anumite stări duale. Subiectul, conștiința, cita, acel ansamblu constituit din buddhi, intelectul discriminativ, ahamkara, simțul egoului și manasul, toate aceste trei, în primul rând ele, vor urmări fiecare în felul său să se concentreze asupra unui așa zis obiect al realizării, al observării, al cunoașterii, care este sinele. Deci, într-o primă etapă, sinele este doar un obiect. Are un nume, el este totuși un obiect doar din perspectiva integrării mentale a conștiinței duale. Din perspectiva realității, el este totul. Din perspectiva subiectului ultim, care este de fapt sinele, nu este nimic de făcut. Din perspectiva mentală a atitudinei subiect-obiect de cunoscut și cunoașterea valatoare, ar mai fi ceva de făcut. Și atunci, sinele intră ca un fel de obiect între ghilimele, ca o idee gând, da? Ca o idee forță, ca un gând puternic, valorizat într-un anume fel, conceptualizat într-un anume fel și ocupă cumva sfera preocupării mentale. Deci, va exista o tendință de mișcare a minții în raport cu ceea ce ea crede că este sine. Noi trebuie să micșorăm această mișcare a minții în jurul conceptului de sine. Da. Trebuie să micșorăm orice tendință a minții de a crea valuri pe suprafața sa, a crea agitație, impregnări, tendințe și dorințe cu privire la ceva. Chiar cu privire la realizarea de sine, desigur. Pentru a lăsa liberă o manifestare care este inefabilă, aceea în care atunci când o suprafață este pură și curată, și mă refer acum la mental, ea este capabilă să reveleze lumină pe suprafața ei. Deci, dintr-o anumită perspectivă, lucrurile devin destul de simple. Mintea ar trebui să rămână ca o suprafață limpede și pură, cristalină, capabilă de a reflecta această lumină a sinelui. Felul în care însă pornim în acest demers este acela de a ajuta totuși mintea spre a produce această condiție a clarității, a limpezinii, a creșterii capacității de oglindire și de reflectare, a luminii dinăuntru, a luminii esențiale a sinelui. Da? Și atunci, iată de ce este integrată această etapă. Este integrată această etapă în care disciplinăm mintea. Și, așa cum spun textele fundamentale, urmărim ca mintea să intre sub un anumit tip de control. Control al cui? Cine este cel care apare deodată și preia controlul minții? O altă structură mentală? Da, într-o primă etapă am putea spune că da, se formează această structură superioară, această conștiință martor, care da, începe să sesizeze mișcările prea abrupte, prea șocante, prea dispersante ale acestei minți. Și în momentul în care, cu această conștiință, ne dăm seama că mintea dirigează, de fapt, și are toate hățurile, această conștiință martor, care începe să se formeze, vine să mișoreze, da? Mișcarea. Și ea, cum s-ar spune, hățurile acestui cal răvaș, care este mintea. Este chiar această frumoasă imagine metaforică, v-am mai vorbit despre ea, a vizitiului care își conduce calul. Vizitiul ar fi ființa conștientă. Da? Iar carul acesta mai mobil, aflat pe roți, este mișcat de doi cai puternici. Evident, carul o va lua în situația în care vizitiul nu știe să manevreze, să țină frâurile și să direcționeze carul. Carul se va mișca în direcția calului mai puternic. Și cei doi cai pe care îi avem la dispoziție sunt mintea, dominată de dorință, și energia, a cărei pârghie este respirația. Fiecare își dispută întâietatea. Se spune că atunci când ajungi să controlezi calul cel puternic, celălalt se subordonează automat. Prin controlul unuia poți obține și controlul asupra celuilalt. Tradițiile fundamentale vorbesc despre această reciprocitate care este asigurată atunci când mintea intră sub control, când mintea devine calmă, liniștită, se poate obține controlul asupra energiilor pranice. Când se obține controlul asupra energiilor pranice, mintea, în mod natural, își liniștește acest flux automat de gândire. Haideți să vedeți cum este descrisă concentrarea din perspectiva sistemului yoga și a unor texte fundamentale. În Svetasvatara Upanishad se oferă o imagine foarte plastică a concentrării. Cel înțelept își va ține corpul nemișcat, cu cele trei părți superioare drepte, pieptul, gâtul și capul. Își va orienta simțurile cu ajutorul minții spre inimă și cu ajutorul vasului lui Brahman, care este mantra aur, va traversa râurile înspăimântătoare ale lumii. Mai departe, păstrând prana în corp, rămânând nemișcat, respirând ușor pe nări, yoginul își va controla mintea imperturbabil, la fel cum un vizitiu își strunește caii în rămași. În Amritananda Upanishad, și aici Dharana este descrisă într-un mod destul de sugestiv. Se numește Dharana, Dharana înseamnă concentrarea mentală, concentrarea minții, când omul înțelept își privește mintea ca fiind dorința de acțiune și fructul sacrificiului și o dizolvă în Atman, contemplându-l numai și numai pe Atman. În Yoga Sutras, Dharana este definită astfel, în capitolul 3. Fixarea minții într-un singur loc se numește Dharana. În Tejobindu Upanishad se scria: văzându-l pe Brahman oriunde se duce mintea, Dharana este starea în care yoginul rămâne cu gândul eu sunt doar Brahman sau eu sunt Dumnezeu. Practic aici este vorba de a medita asupra unor așa zise Mahavakya-uri, aceste faimoase rostiri pe care Upanishadele le preiau din Veda. Una dintre ele fiind aceasta, eu sunt Brahman. Este o formulă chiar mantrică, da? Care asigură minții suportul și direcționarea unilaterală, pentru ca gradat acest tip de meditație să culmine cu faze superioare. Acest tip de concentrare să culmine cu fazele superioare ale meditației de unificare a lui Atman cu Brahman. Iar în Aparokshanabuti se continuă chiar cu aceeași idee, liniștea minții. Prin cunoașterea lui Brahman, oriunde se duce mintea, este cunoscută ca suprema Dharana. Vedeți ce interesant! Dharana vine, ne preia din locul unde ne duce pratyahara. Și am vrut special să vă prezint felul în care este descrisă Dharana, care practic are foarte mult de a face cu această regăsire în tot a aceluiași unic principiu, a principiului suprem, a lui Dumnezeu. Sigur, acum rămâne să persistăm o anumită perioadă de timp pentru a infuza în conștiință această realitate. Pentru că nu este suficient doar să ai acest gând. El vine la suprafața minții conștiente. Putem accepta, așa cum au acceptat marii rișii vedici, așa cum au acceptat mulți asmaiști după aceea, că eu sunt Brahman. Putem porni de la această Mahavakya pe care o putem rosti. Dar, atenție, va trebui să persistăm și să reluăm și să asigurăm întregul context favorabil acestei realizări, în ultima instanță, care, evident, transcende forma concretă a gândului asupra căruia noi ne-am orientat atenția la începutul unei meditații discursive de tipul eu sunt acela sau acela sunt eu. Se poate lucra cu o mantră, se poate lucra cu o astfel de rostire, dar dacă mintea nu este perfect focalizată prin concentrare, dacă nu are loc o anumită translație în plan interior, prin care întreaga ființă se reverbereze la această viziune, care este o viziune, aș putea spune, grandioasă. Da? Dacă simțurile astea nu sunt purificate, noi nu ne putem apropia de această realizare, de această intuiție a faptului că, da, suntem creați, dacă vreți, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Ne este greu. Am auzit-o, am ascultat-o, dar este greu să o traducem într-un plan al realizării, care se culmine cu extazul, cu cunoașterea, a tot cunoașterea, în ultima instanță. Iată de ce aici concentrarea vine să asigure stabilizarea minții în acest fond. Fie că este un fond ideatic, fie că este un fond care limitează mișcarea minții și îi asigură acesteia persistența și focalizarea unilaterală. Și acum să vedem tehnica formală recomandată cu care se poate începe. Aici, sigur că sunt multe elemente. Eu am vrut doar să sugerez mai mult pentru a vă crea o viziune de mersul transformator și să ajungem să înțelegem că există, evident, foarte multe procedee posturale, dintre care există iarăși multe procedee posturale meditative, că există foarte multe tehnici de pranayama și dintre acestea multe dintre ele duc la un control superior al energiilor, la o subtilizare a acestora, la o purificare a canalelor subtile de energie, la o liniștire a simțurilor, că există multe tehnici de pratyahara care, integrate consecvent, ne vor duce la o purificare specifică acestei translații a nivelului de conștiință, până la urmă, și care generează condițiile favorabile unei interiorizări și a unei rămâne acolo. Și există, de asemenea, o multitudine de tehnici de concentrare care facilitează această absorție către în interior. Este foarte interesant că încă aici factorul timp reprezintă un lucru foarte important. Da. Factorul timp, aș putea spune că încă se manifestă. Și există această aspectare duală a integrării noastre transformatori. Da? Deci, tot ce se desfășoară, se desfășoară în timp. Va trebui, iată, și în concentrare, și în pratyahara, și în pranayama, și în asana, și nu numai atât, și în respectarea yamei și niyamei, să persistăm în timp. Este necesar să persistăm în timp. Da. Pentru a crea alte impregnări, alte forțe interioare care să schimbe, aș putea spune, rezultanta compunerii tuturor, să zicem, tendințelor interioare, care de obicei au direcționarea centrifugală, și odată produsă schimbarea, da, acestor forțe, să remarcăm că această schimbare a lor se produce datorită unei construcții care a apărut, a acestui nucleu, al unei conștiințe de sine, din ce în ce mai treză, care la început se percepe prin această stare de trezire a unui suflet, a unei vibrații, relativ la care totul începe să fie integrat și desfășurat. Atât în planul percepției interioare, cât și în planul manifestării exterioare. Și pe măsură ce mișcarea aceasta internă are foarte mult de a face cu această vibrație a sufletului, a acestei emoții transfiguratoare, a acestei purificări a nivelului de conștiință, purificări care se exprimă prin însăși natura direcționărilor noastre existențiale, oricare ar fi ele, da? Vom vedea că sunt purificate multe registre ale existenței de zi cu zi. Vom simți o nevoie imperioasă ca mintea, în ultimă instanță, ea însăși să ajungă să trăiască, dacă vreți, intimitatea sau să se bucure de vecinătatea acestei lumini care izvorăște din sine. Și atunci, ce mai apare acum este nevoia de a persista în timp în această vecinătate. Și concentrarea asigură această condiție. Da? Iar Trataka este acea formă de concentrare care este recomandată în practica yoga și care are mai multe forme. În Gheranda Samhita chiar se descrie: după ce a fost explicată Shambhala, ascultă acum învățătura despre Dharana. Învățând Dharana, ce nu poate fi realizat în această lume? Această tehnică tradițională este Trataka și definiția acestei foarte simple tehnici este oferită în Trataka, în tratatul Hatha Yoga Pranipika, în capitolul 2, Sutra 31. A fixa foarte atent cu privirea, având mintea calmă și intens concentrată, un obiect foarte mic, până ce ne dau lacrimile. Aceasta este numită Trataka de către cel înțelept. În limba sanscrită, Trataka înseamnă a privi într-un mod focalizat și susținut. Sunt două forme de Trataka, Bahiranga Trataka și Antaranga Trataka. Bahiranga Trataka presupune concentrarea asupra unui obiect exterior. Antaranga Trataka propune concentrarea pe obiect interior. Evident, Bahiranga Trataka, concentrarea pe obiect exterior, este mult mai ușor de realizat și presupune a privi fix, fără a clipi, un obiect cu mintea focalizată și concentrată până când apar lacrimile. Și chiar de la o anumită fază veți remarca că aceste lacrimi nu mai apar și că poate să se mențină Trataka chiar și 30 de minute sau o oră neîncetat, fără a mai clipi, fără a mai apărea lacrimi, lucruri sau etapă care poate să pară excepțională pentru cel care nu este antrenat. Cam aceasta este descrierea. Ungheranda Sankhita este aproape la fel. Privește stabil, fără să clipești, un obiect mic până când apar lacrimile. Înțelepții numesc aceasta Trataka. Practicând această yoga sunt obținute sidisurile sau puterile paranormale ale lui Shambhavi. Boile de ochi sunt vindecate gradat și se atinge clar viziunea. De asemenea, și în Hatha Yoga Pranipika se revine, se insistă asupra efectului terapeutic. Trataka elimină boile ochilor și îndepărtează lenea. Ea trebuie să fie păstrată secretă, precum un sipet plin de bijuterii. O să ne pregătim acum pentru Bahiranga Trataka și vom vedea în ce măsură vom putea trece din Bahiranga în Antaranga Trataka, în concentrarea interioară. Pentru aceasta o să vă rog să aduceți suporții din spate. Fiecare dintre noastre va avea un suport. Tehnica de Trataka este acum realizată cu ajutorul flăcării lumânării. Concentrarea se va face pe flacăra lumânării. Să vă rog să fixați suportul așa, pentru că flacăra lumânării să fie la nivelul frunții, central, la nivelul Ajna Chakra, este bine să facem Trataka, asumându-ne totodată o postură de meditație. Alegeți postura care o puteți menține stabil, relaxat și confortabil mai mult timp. Cu Trataka astăzi vom lucra în câteva etape succesive, pentru că vreau să evidențiem câteva aspecte. O să vă rog să lăsați orice altă reprezentare cu privire la lumânare, la flacăra lumânării, la ceea ce urmează să facem. Este o experiență, să o luăm ca o experiență nouă, pentru că aș dori să evidențiem unele aspecte legate de actul perceptiv în concentrare. La început, aș dori să priviți flacăra lumânării. Într-un mod obișnuit. Nu vreau acum să priviți fix. Nu vreau să vă imobilizați corpul. Vreau pur și simplu să priviți flacăra lumânării într-un mod așa oarecum curios, cum face o persoană care, după ce a aprins lumânarea ca să facă puțină lumină în casă, se uită puțin și la ea. Da? Deci am aprins lumânarea și ne uităm la ea. Încercăm să vedem dacă arde bine, ce este cu lumânarea, dacă este stabilă. Da? Și, evident, atenția este asupra obiectului, asupra lumânării, respectiv flăcării acestea. Priviți-o exact cum faceți de obicei. Observați ce se întâmplă, cum luminează, ce gânduri apar în urma acestei observații exterioare, cum mai curge luminarea într-o parte, ceara într-o parte sau alta. Poate exista această tendință de mișcare flăcării lumânării. De la un moment dat observați că cam tot ce ați avut de observat cu privire la lumânare cam fost realizat și mintea intră într-un fel de ușoară agitație, într-un fel de nerăbdare. Acum ce mai fac? Deci este un act de a privi, de a orienta simțul vizual asupra flăcării lumânării. În Trataka se propune a menține corpul nemișcat, privirea fixă, focalizată asupra flăcării lumânării, într-o intenție fermă de a ne concentra. Începem acum Trataka. Singurul gând reprezintă această intenție de a privi lacram, singurul obiect al concentrării este flacăra mână. Ridim flacăra mânării în zona saunoasă, care în general se află puțin deasupra plitilului negru, atunci când mânarea arde bine. Nu ne mai preocupă nimic altceva. Sunt orice discurs mental cu privire la aspect, formă. Sau manifestare legată de lumânare sau flacără. Mai apar alte gânduri, readucem blând mintea asupra obiectului concentrării, flacăra mânării. să rămânem remișcați în postură. Privind fix, fără a clipi flacăra lumânării. Și în următoarea etapă, vă rog să vă focalizați atenția în interior, ca și cum ați privit din inimă flacăra lumânării, ținând așadar centrarea în zona pieptului, ținând de deget spre dreapta, față de mijlocul pieptului. Privim cu întreaga atenție din inimă flacăra lumânării. Vrem acea percepție tip Shambhavi, realizându-se acea translație de la obiect la caracterul la subiect, lumina sinelui, Întindeți acum ochii și plasați, după ce plecați palme, plasați pe globul ocular. Acest fond întunecat puteți percepe fosfena luminoasă, care reprezintă remanența pe retină a flăcării luminării. Acesta este un obiect subtil, mic, care poate constitui un obiect al concentrării noastre interioare, observăm cum această lumină tinde să se miște, o anumită fixare a privirii imitează mișcarea fosfenei. Iar refacerea ei atunci când se estompează o observare atentă, concentrată asupra fosfenei. Dacă ea dispare, puteți deschide din nou ochii, focalizați privirea asupra flăcării luminării, concentrați ferm privirea, să clipiți o perioadă de timp, după care închideți ochii și reluați focalizarea mentală asupra obiectului subtil, fosfena luminoasă, lumina ce apare pe ecranul vizual interior. Mai ușor să remarcați apariția fosfenei luminoase pe fondul întunecat. Puteți încerca să vă concentrați și fără a plasa palmele pe ochi. Continuați să rămâneți atenți asupra fosfenei luminii subtile care apare cu ochii închiși. Și ați privit fix cu ochii deschiși flacără. Chiudiamo con gli occhi, realizziamo un palco. Vrem să ne relaxăm în acest spațiu interior. Chit Akasha, spațiu interior al conștiinței. În acest spațiu interior este întunecat, negru sau indigo închis. Meditația asupra acestui spațiu vid întunecat poate să producă această absorpție, starea de vacuitate. Care duce la această liniște a minții. Ultima tehnică pe care vom face împreună este o tehnică care vine să integreze cumva anumite aspecte pe care le-am prezentat. Se numește a sufla asupra călbuilor inimii. Este o tehnică care este integrată în multe tradiții spirituale. Se mai numește și tehnica jarului. Și este menită să producă acea trezire a sufletului. Această trezire a sufletului este potențată de un mod de a ne centra, de a menține atenția focalizată asupra zonei pieptului, integrând totodată o modalitate de respirație. Practic, tehnica presupune ca, integrând postura de meditație, ne centrăm în zona pieptului, ochii închiși, stabilitate posturală și a relaxare posturală. Ne centrăm în zona din mijlocul pieptului, înălțimea de deget spre dreapta. Această fază ne poate ajuta foarte mult și acea atitudine de autotransfigurare. Putem aporta la atitudine perfecțiunii. Ghidul nostru interior conștientizăm ființe pure, elevate, transparente față de această lumină în sine. Se află în noi și totodată în afara noastră, impregnând totul. Inspirăm și expirăm cu această atenție focalizată în zona pieptului. Fiecare inspirație aduce parcă mai multă lumină, căldură. Inima spirituală. Fiecare inspirație parcă ne dizolvă această stare de iubire, de unitate. Care inspiră, aduce ceva din Dumnezeu în propria ființă. Fiecare inspirație exteriorizează ceva din propria noastră ființă. Inspir și expir. Absoarbe către spațiul interior, amplificând acel freamăt sacru al inimii, acea vibrație caldă, acea emoție pură, rafinată. Că acest suflu al respirației să pătrunde corpul nostru, să mângâie ușor toate senzațiile și emoțiile noastre. Aliniere, să pacifice ceea ce se află în nivel psihomental. care inspirație aduce mai multă iubire, fericire, grație, ci могу esențializăm starea specifică. Inima spirituală. Simțim acea vibrație calmă, plăcută, ce radiază din zona pieptului, trezirea sufletului, privatului, apariția Sinului Suprem Absolut Armon. Trataka, evident, trece prin diferite faze și poate conduce, în ultima instanță, la această condiție favorabilă recunoașterii esenței, realității. Aceea suntem noi, cu adevărat. Acum, într-o altă lume de idei, aș dori să urmăriți ca în perioada care urmează să puneți în aplicare sau să urmăriți să cultivați această percepție din inimă și evident că viața reprezintă câmpul de experiență cel mai potrivit pentru această, aș putea spune, valorizare a acestui fundal existențial în mijlocul căruia trăim. Și vedeți în ce fel se schimbă calitatea vieții, în ce fel se schimbă calitatea percepției și a integrării ca stare emoțională, ca stare psihică, ca stare mentală. Și urmăriți ca aceste experiențe să vi le puteți nota în jurnal. Este bine să aveți un jurnal în care să păstrați liniile principale de acțiune, să spunem așa, în demersul spiritual și să urmăriți să aprofundați nivelul acestei percepții care am descris-o la Shambhavi Mudra. Deci, un fel de temă pentru rândul viitor ar fi să vă notați câteva idei sau să aveți câteva descrieri obținute în urma acestui mod de a percepe din inimă realitatea înconjurătoare. O puteți face oricând. Pe stradă, la servici, în mijlocul oamenilor sau singur, nu contează. Ideea este să ajungeți la acel moment, la acea stare specială care se va reflecta într-un fel anume. Sigur, să o puteți fixa chiar și descriind-o puțin în jurnalul noastră. Important este că ea s-a creat. Da? Și să vedem mai departe cum putem să cultivăm conștient acest mod de a percepe viața și curgerea ei. Pentru că mare parte din savoarea existenței, să știți că este dată de savoarea interioară cu care noi trăim viața. Este exact pe dos. Mulți oameni se îndreaptă spre a extrage savoarea lumii prin această permanentă direcționare și exteriorizare. Dar, în realitate, savoarea lumii începe să fie percepută atunci când degustăm sau ajungem să ne stabilizăm în această percepție de sine mult lărgită. Da? Și de-abia atunci sesizăm spuma și bogăția vieții și revelația clipei și bucuria și mica străfulgerare iluminatorii care poate să apară. Este exact pe dos. Și din această cauză vă pot spune că, și chiar să anticipez puțin acest experiment, pentru a vă spune că, de exemplu, această atitudine nu o să vă iasă întotdeauna. Chiar dacă ați intenționa. O să vă iasă uneori. Și de cele mai multe ori o să vă iasă când starea noastră din interior este spontan deschisă, transfiguratoare și pură. Nu se vă iasă când sunteți sarbeți, când sunteți leneși, inerți, pasivi, extrem de receptivi sau chiar zăpăciți. Da? N-are cum să vă iasă. O să vă iasă atunci când în fondul interior este bine. Da? Când în fondul interior este emoție proaspătă, când este bucurie, când este entuziasm, când este ceva la nivel de pisc trăit, din punct de vedere emoțional, din punct de vedere mental, din punct de vedere al încrederii în sine sau al optimismului general al vieții și așa mai departe. De pe aceste niveluri începem să culegem o viziune care parcă ne confirmă că locul acela de unde am venit, da, este real, este corect, este treapta începând de la care putem vedea că da, așa stau lucrurile în realitate. Da? Nu o să ne vină ușor să percepem acest lucru când suntem mai căzuți. Dar cu toate acestea, valoarea experienței când suntem căzuți este foarte importantă. Atunci ne putem aminti ca printr-o iluminare că da, de mine depinde acum să schimb calitatea percepției. Și de la negru cenușiu sau de la fumuriul ăsta sau de la aspectul ăsta tarciturn sau obtuz al existenței să pot să văd din nou lucrurile învind, recolorându-se și încălzindu-se de prospețimea trăirii mele. Da? Și o să vedeți că experiența aceasta s-ar putea să aibă foarte mare valoare de semnificație dacă vă amintiți. Pentru că este exact trecerea de la ridicol la sublim. Și vă dați seama că această situație a depins numai de dumneavoastră. Numai de dumneavoastră. Condițiile exterioare prea puțin au determinat această sublimare, această magică metamorfoză care v-a condus sufletul spre înălțime. Din acest abis, din această prăpastie, din acest întuneric. Da, aceasta este echivalentul unei mari realizări. Cu aceasta astăzi o să mă